Ai nevoie de trei ingrediente simple pentru o doză gustoasă de sănătate, asta susține Lidia Fecioru. Află cum se prepară băutura miraculoasă care te poate ajuta să scapi de insomnie. Lidia Fecioru este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați bioenergoterapeuți de la noi din țară. În ultimii ani a devenit tot mai prezentă în casele românilor, datorită aparițiilor sale dese pe micul ecran, oamenii primind cu brațele deschise sfaturile și recomandările sale pentru o viață echilibrată. Un astfel de exemplu este o băutură ce îi poate ajuta pe cei care suferă de insomnie. Este bună la gust, se prepară foarte simplu, din doar trei ingrediente, apă, banane și scorțișoară. Nu este deloc complicat. Potrivit bioenergoterapeutului, la un litru de apă se pun două bețe de scorțișoară și mai apoi se adaugă două banane tăiate rondele. Se prepară simplu. La un litru de apă se toarnă două banane, se taie rondele și se adaugă două bețișoare de scorțișoară. Se pun bețișoare de scorțișoară și un condiment măcinat. Punem întâi la fier scorțișoara cu apă. Când a început să fiarbă, după 5 minute, adăugăm banana. După fierbere, putem mixa această băutură. Putem adăuga acolo o lingură de miere dacă vrem să fie mai dulce. Bem un pahar din această băutură miraculoasă cu o jumătate de oră sau o oră înainte de a ne culca, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, relatează playtech.ro.